Dacă uitați-o singur, ies mai multe uscate, că vedeți cum... Cred că a fost bolnavă și a stropit-o și boala s-a uscat și a fost bunul rămas. Ceva a atacat-o și nu știm noi deși, dar a atacat. Prognoze pesimiste în acest an cu strugurii tehnici folosiți la producerea vinului. Din cauza temperaturilor scăzute din această primăvară și a ploilor dese, vița de vie a fost afectată, iar în perioada înfloririi nu a avut loc polenizarea. Acest lucru a dus la scăderea cantității de struguri și la afectarea acestora cu diferite boli. Primăvara a fost târzii, cu ploi, cu friguri. Poama nu s-a polinizat așa cum strugurii nu s-au polinizat cum trebuie. Ca rezultate, că strugurile mici, uniform, n-au formă corectă. Și în afară de asta, încă ne-au atacat bolile. Ploaia aduce boală. Pentru vie e foarte greu. Anul ăsta a fost de susținut sănătatea la vie. Am încercat diferite metode, ca cum vedeți aici este structura butucului și de jos și de sus. Și vedem că sus noi roade avem, jos practic nu avem. De atâta și cred că în viitorii ani să trecem la formarea la sârmele de sus. De ce? Mai puțină boală. Dacă vedeți cum roada e formată aici și clar lucru ați văzut în parte rândurile cele unde au lucrat femeile acolo, practic roade noi. Am încercat și cu sistemul de protejare. Aceea ce a scris cartea, practic anul ăsta nu a lucrat absolut deloc. Fiindcă se scrie că poama trebuie să fie deschisă, să fie ventilație și să fie, să usuce răbdă. Anul ăsta, rândurile cele unde s-au deschis, s-au făcut cum a spus cartea, poamă n-am. S-au ars sau de boală sau de soare. Implantațiile de viță de vie de raionul Căușeni, situația este aceeași mai la fiecare pomicultor. Indiferent dacă vorbim de soiuri Merlot, Cabernet sau Moldova, gradul de afectare a strugurilor este unul crescut. Nu și-a făcut struguri uniform. În primul rând, deoarece a fost frig. Frig în perioada când ea a fost înflorită. Și, mă rog, că sunt struguri așa mai mici, 200-300 de grame, sunt la 500-600 fix alături, fix la aceeași butuc, fix în aceeași zonă. Așa că eu nu pot spune, o să fie 8 hectare sau 12 hectare. Se va arăta doar la recoltare. Cei care se ocupă cu creșterea strugurilor spun că, din punct de vedere științific, așa și nu înțeleg ce s-a petrecut în acest an. Asta pentru că, în același rând, unde au avut loc prelucrări tot una, pe un butuc poate fi poamă, iar pe altul de fel. Au fost introdus toate lucrările care necesită, dar totuși vedeam boala, l-a atacat și struguri practic nu avem. Calitate struguri nu avem. Când ia că în partea aslantă, noi vedem struguri sârm. Toți s-a atacat de mildiu. Anul ăsta a fost cel mai strașnic pentru viță de vie, a fost mildiu. Eu vreo 7 ani de zile n-am văzut așa pericol mare. Noi practic și-am uitat de mildiu, dădem clasic. Anul ăsta eu am văzut pericolul ăsta și am lucrat început din primăvară împotriva la mildiu, împotriva la putrigai. Anume l-am florit putrigai, o lucrat foarte mult la vie, dar noi practic am scăpat, dar totuși până la urmă vedeți. Anul foarte greu pentru creșterea strugurilor. Din cauza vremii răcoroase, anul acesta va întârzia și recoltarea cu aproximativ 3 săptămâni. Tradițional, soiurile tehnice din țara noastră începeau a fi culese în primele zile ale lunii octombrie. În 2021, mai devreme de 10 octombrie, nici nu poate fi vorba. Strugurii sunt verzi încă, iar pentru a-i îndulci, muncitorii taie din lăstari și scot la soare. O leacă eliberăm așa de frunze să ies să coacă, să, care mai este. Da, rezultat ceva poate să fie ceva, măcar ceva. Mihail Bobikov spune că cei care au prognozat creșterea globală a producției de struguri cu 15 sau 20% la nivel de țară s-au greșit. Practic, poamă noi, raionul Ștefan Vodă, Căușeni. La întâlnire cu domnul ministru i-am spus, nu știu care specialist a spus că anul ăsta să fie cu 30% roadă mai bogată. Eu, de exemplu, după mine și după în jurul meu, eu nu văd așa situație. O două săptămâni în urmă m-a sunat un prieten și m-a întrebat ce faci? Eu zic, descoper merlouc. Da, dumneavoastră ce faci? Și băi, nică nu fac. Poamă n-am. Zic, dar pe parcă era merlo. Era. Eu singur am văzut, ea că la mine, parcă o lună urmă încă mai ceva era. Toate stropiturile le-am făcut la timp. Anul ăsta trebuie să fie lucrat conform, să nu fie
respectat nici o lege. Adică trebuie lăsat la umbră, dar și la umbră tot se prinește boală. Adică nu știu cum să lucrez în cazul dat. Aici avem Moldova. Fix aceeași situație ca și la Merlo. Polinizația a trecut foarte rău. Ne-a atacat și boala. Dar cea mai periculă noi a fost aici o ploaie care a dat la jumătate de zi și la ora 2 a ieșit soarele cu temperatura 35 de grade. Și poama s-a fiert aici. Nu a fost boală, dar s-a fiert. Parcă își băga într-un oală cu apă șartă. Și foarte greu a fost să o scăpăm. Și până la urmă totuși să vedem ce să facem, fiindcă trebuie mult de ales din trânsă. Potrivit agricultorilor, anul acesta soiurile negre vor fi culese la mijloc de octombrie.